Salut și bine te-am regăsit! Episodul de astăzi este unul special. Știu, am mai spus asta, dar și acest episod este special, în felul lui, căci vorbim despre cât costă să fii Simona Halep. De fapt, cât costă formarea unui jucător profesionist de tenis de top. Varianta scurtă, fără număr, a la lung în cele ce urmează. Înainte de toate, să o felicităm pe Simona pentru performanța de a fi lider WTA timp de 48 de săptămâni consecutive și 64 în total. Pe moment e doar locul 3, după un început de an mai puțin inspirat. Însă nu doar Simona este singura jucătoare de la noi cu rezultate în tenisul feminin. Merită amintite și Mihaela Buzărnescu, care, apropo, are o poveste fabuloasă, Irina Begu, Ana Bogdan, Sorana Cârstea ori Alexandra Dulgheru. Așa cum intuim cu toții, campion nu devii peste noapte. Nici Simona, nici altele ca ea nu au început ieri antrenamentele, azi au urcat pe podium, iar mâine au de încasat bani cu lopata. Ce viață mișto! Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt plămădiți din ceea ce au mai adânc sădit în ei. O dorință, un vis, o chemare. Plus, multă, multă, multă muncă. Mentalitate de killer absolut. De felină la pândă, fără frică, fără opreliște. Capacitatea de a duce pe picioare o luptă cu sinele mai acerbă ca în orice alt sport. Întreabă-l pe Andrei Agassi. Sau mai bine, citește autobiografia Open și poate, poate veți înțelege. Știu, e dureros să stai în fotoliu, să adun premiile din marile turnee, să auzi că cineva ia 50.000 de euro doar că s-a prezentat într-un prim tur, iar pe tine să te apese factura la gaz. Dar ține cont că oamenii ăia au plătit cu niște ani din viață performanța, iar la scadență dau din buzunare mai mult decât îți poți imagina. Simplist, pentru a practica tenisul ai nevoie de o rachetă, un echipament pe care nu ți-l dă nimeni până nu îți arăți mușchii pe teren și un set de mingi. Ei bine, lucrurile nu stau deloc așa. Antrenamentele, dar mai ales posibilitatea de a ajunge să joci într-un turneu internațional, costă. Și o să spun pe cea dreaptă. Fără sponsor din fragedă pruncie, este foarte, foarte scump să practici acest sport la un anumit nivel. Colac peste pupăză, spre deosebire de statele cu pedigree în tenis, care oferă programe de finanțare pentru carierele tinerilor, Federația Română vinde praf în vânt. Altfel, da. Tenisul este un sport profitabil. Proaspătul câștigător al Australian Open, sârbul Novak Djokovic, este primul jucător care depășește suta de milioane de dolari doar din premii. Iar Serena Williams face anual spre 30 de milioane, cam cât a adunat Simona din turnee până acum. Totuși, potrivit unui studiu realizat de Federația Internațională de Tenis acum câțiva ani, jumătate dintre profesioniști, băieți și fete la oaltă, nu câștigă nimic. Și o să folosesc o comparație neoficială, dar tare elocventă. Al 300-lea jucător de fotbal ca valoare din lume este milionar, în timp ce numărul 300 din clasamentul ATP sau WTA sunt pe minus la final de an. Și stai că mai am cifre. Britanicii spun că un ciclu de dezvoltare pentru un junior, oprit undeva la 18 ani așadar, îi costă 300.000 de dolari. E revoluția lentă cauzată, de lipsa de susținere financiară din partea părinților, se vede cu ochiul liber. Grecul Stefano Tsitsipas, surpriză de la Openul australian de anul acesta, a rupt norma la seniori abia la 20 de ani și este deocamdată doar pe 12 în clasamentul ATP, fără să fie obținut vreun titlu. La Academia lui Rafael Nadal de la Mallorca, spre exemplu, există un tarif anual de 62.000 de dolari pentru formarea unui jucător profesionist. Din această sumă, 26.000 de dolari reprezintă antrenamentele, cazarea și masa încă 19.000, iar înscrierea la o școală internațională americană puțin peste 10.000 de dolari. Apoi, un an de turnee egal o cheltuială zdravănă pentru un jucător obișnuit. Ba să zicem că e în top 50 și adună în jur de 2 milioane de dolari din premii. Asta înseamnă turnee, nu glumă. Jumătate de glob cel puțin. Transportul și cazarea se duc lejer spre 10% din venituri, că nu merge nimeni cu troleul și stă la Airbnb. Am găsit chiar informații care spun că vorbim despre o sumă cuprinsă între 50 și 150 de mii de dolari anual, în funcție de condițiile alese de sportiv. Mai punem impozitele. Apropo, când auzi că Simona a câștigat nu știu cât la Roland Garros, vezi și cu cât a rămas. Apoi cheltuiala cu mâncarea, că doar nu vorbim despre scoverci și papanași, ci hrană impecabilă, cam la 30.000 de dolari pe an.
Am și aici cifre. Să nu uităm nici de rachete și mai ales de racordaj. Estimarea este între 5 și 40 de mii de dolari anual. Presupunem că apare sponsorul tehnic care contribuie și el cu o sumă. Vine însă salariul antrenorului. Aici cifrele diferă pentru că și modalitatea de plată diferă. Sunt unii care au venit garantat anual și procent din turneu. Alții mai project base iau banii cu săptămâna. Cu siguranță însă la nivel înalt vorbim despre măcar 6 zerouri. Mai e nevoie de arbitraj video ca să spunem că tenisul e un sport scump sau ne credeți pe cuvânt și înțelegeți acele povești cu părinți care vând și hainele de pe ei ori se împrumută pentru ca ai lor copii să facă performanță. A, da, chiar Simona a povestit pentru CNN cum la 14 ani familia sa a fost nevoită să accepte susținerea financiară din partea unui om de afaceri din Constanța. Timp de 2 ani, acei bani au ținut-o la nivel înalt în turneele de juniori. Restul e poveste.